Puștii de la Școala Europeană și de la Școala Greacă Atena se antrenează intens pentru mini-barajul prieteniei România-Grecia, care se va disputa joi în avanpremiera barajului de foc pentru calificarea la Mondialul de la Rio. Intrat în pielea lui Victor Pițurcă, antrenorul puștilor români își motivează elevii pentru o victorie care să le asigure un ascendent moral tricolorilor mari în finalele de pe 15 și 19 noiembrie. Sunt deja în mare formă, sunt, pot să zic, în febra jocului. Sperăm să jucăm foarte bine, dar nu numai să jucăm bine, să câștigăm ca să dăm un exemplu echipei mari pentru a reuși acest pas important în barajul de calificare la campionatul mondial. Micuții fotbaliști români așteaptă nerăbdători mini-barajul prieteniei. Ce faceți voi în mini-barajul prieteniei cu Grecia? Sper că o să câștigăm. Promiți și un gol? Da, promit și eu. Îmi doresc foarte mult să văd România la campionatul mondial. Teodor Gogan are 10 ani și joacă pe postul lui Dorin Goian. Idolul său este însă portarul tătărușanu. Văd că pregătiți intens mini-barajul prieteniei cu Grecia. Cum o să fie? Ce o să faceți? O să-i bată. Ce mesaj îi transmiți lui Ciprian Tătărușanu pentru dubla cu Grecia? Să nu ia niciun gol. Nici micuții eleni nu se lasă mai prejos. Le pregătesc adversarilor o tactică bazată pe posesie. Trebuie să dăm pase, dar e greu pentru că cealaltă dată am pierdut. Elevii de la Școala Greacă Atena vor juca și ei cu gândul la marele baraj dintre primele reprezentative ale României și Greciei. Cine crezi că se va califica până la urmă? Mergem cu Grecia. Are mulți fotbaliști buni. Samaras, Mitroclu, Salpichidis. Îmi place de Kirikeș și Rusescu. Urmăriți la GSP TV mini-barajul prieteniei România-Grecia. Paracolosiște și GSP TV din Filichia Nametri și Elada România.